dimineața. Feri, ce faci, Feri? Aoleu, ce cauți? Mi-era dor de tine. Nu nimic. Să trăiți. Eu nu sunt de la armată, să știi. Aveți niște planșe cu... Da, aici. Știu. Au făcut câteva, mai au câteva. Vreau să vorbesc cu ei să intre. Și asta face un aprobă cu 50 de camioane? Păi e, de camioanele sunt deja. Bună ziua! Deci ar fi proba pe partea stângă, dar s-au făcut și complete. O să vă explic ce tehnic. Bună ziua! O să vedem. Salut! Da, poate mai să... Da. Avem grijă și de noi și de voi. Faza de teste la terminarea lucrărilor. Știu. În ce constau cele 7 teste? Care sunt testele statice, care sunt cele dinamice? Deci testele statice sunt încărcarea podului în diverse poziții indicate de liniile de influență. Da. Am făcut acum 2 zile încărcarea pe schema 1 și schema 4. Adică am încercat la încovoiere deschiderea centrală și deschiderile marginale. Am făcut primele măsurători în 2 sisteme redundante, un topometru și cu senzorii de tensiuni piezoelectrici din hoban. Astea au fost marți, iar astăzi facem în schema numărul 6 o încercare la torsiunea întregii secțiuni cu camioanele așezate umăr la umăr, numai pe o parte. Și încărcat. După aceea, după ce... Dar vreau să vă spun ceva, că am văzut că nu este drumul, s-a părut că are o denivelare destul de... Da, ați observat, este foarte corect. Noi urmează să facem acum reglarea eforturilor în hobane pentru echilibrare stânga-dreapta, după care se face tensionarea finală, la care dăm ridică... forma finală. Ah, da. Da, deci, din hobane îl ridicați? Da, da, deci ultimul reglaj și, este din hobane. El nu are o placă de beton? Ba da, deci secțiunea este așa cum ați intuit, este secțiune metalică în conlucrare cu placă de beton, de beton, da. Și însă are suficientă flexibilitate pentru ca să asigure, să permită, da, deplasările. Și aceste reglări le facem însă în pași mărunți, întâi să echilibrăm hobanele, după aceea să începem tensionarea și iarăși, mă rog, măsurători pe fiecare schemă de încărcare. Dar l-am mai văzut și credeți că e prima oară că trec pe aici. Acum nu s-a făcut decât o lucrare amplă de reparație și de modernizare, dar podul știu. Și pot să vă spun că este o lucrare de artă foarte spectaculoasă, foarte, și foarte frumoasă. Și din câte știu, ați făcut și probele de iluminat. Da? Da, da, da. Așa că vin de la București și știu mai mult decât știți voi. Construcția, domnul. Păi v-am spus că e o lucrare foarte... N-ați auzit? Nu? Este o lucrare de artă, inginerească,